A murit în chinuri groaznice o femeie din Fălești, în vârstă de 51 de ani, a decedat ieri după ce a scăpat o tigaie cu ulei încins peste ea. Femeia a fost găsită fără suflare de către soțul ei. Ea avea multiple arsuri pe suprafața corpului. Potrivit poliției, femeia era în stare de ebrietate și a mers la bucătărie să gătească mâncare pentru soțul și fiul ei care erau la muncă.